Dragilor, astăzi alături de noi este Cătălin Stoica, profiler și coach cu expertiză în inteligența emoțională, mindset, neuroleadership, comunicare, fondator al proiectului Academia de Bine și astăzi vom vorbi pe marginea cărții Avantajul fericirii, de ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți, de Sean Eckhart, o carte publicată în portofoliul editurii Herald. În volumul care a inspirat unul dintre cele mai populare discursuri, marca TED Talks, ținute vreodată, Sean Eckhart dezvăluie în detaliu felul în care reconfigurarea creierului uman pentru a găsi calea către fericire, calea către stare de bine, ne facilitează reușita atât în carieră cât și pe plan personal. Și nu degeaba am ales această carte și această discuție de astăzi cu Cătălin, pentru că, iată, menționam puțin mai devreme, el este fondatorul proiectului Academia de Bine, iar în ultimul timp această sintagmă se află pe buzele multor coach, psihologi, psihoterapeuți, cum ajungem noi la starea de bine. Cătălin, ce relație există între fericire și succes? Putem spune că fericirea garantează succesul sau invers? Succesul este cel care garantează fericirea. Acum, Sorin, tu știi că răspunsul pe care îl avem de dat și pe care îl putem explica și îl putem argumenta toată ziua, dacă vrem asta, i-ar supăra pe mulți sau i-ar dezamăgi pe mulți, pentru că încă din copilărie suntem stimulați, suntem educați să punem pe primul loc succesul. Dacă iei 10, vei fi bine. Vei fi fericit. Dacă mai târziu câștigi banii ăștia, vei avea salariul ăsta, vei fi fericit. Și așa mai departe. Dacă ajungi acolo, ești fericit. Când în realitate, fericirea este cea care generează mai mult și mai sănătos succes în viață. Adică fericirea, până la urmă, ce înseamnă? Că oamenii spun că ce pot să fiu tot timpul într-o stare de bine? Nu, dar nu asta e fericirea. Nu e un zen din ăla de parcă am fi tot timpul pe iarbă sau pe alte chestii de genul. Ci pur și simplu e o stare pe care mă antrenez sau pe care o antrenez, mi-o induc într-un mod exersat, într-un mod consecvent, că atunci când, nu știu, mănânc, beau apă, adică e la fel de necesar să fac asta ca și, nu știu, activitatea de a mă hrăni, pentru că apoi rezultatele mele să vină mai ușor. Dar nu rezultatele în sine vin mai ușor, ci dintr-o anumită stare gândesc, aleg, comunic, acționez într-un anume fel. În o anumită stare fiind, oamenii din jurul meu văd ceva la mine. Asta, asta, asta. Dintr-o altă stare, de la un alt nivel de stare, eu aleg diferit, comunic diferit, acționez diferit și atunci oamenii îmi vor oferi diferit. Voi primi diferit. Că nu îmi zici, păi da, și ce, dacă e chestia aia cu zâmbetul. Pune un zâmbet pe față, indiferent de situația prin care treci, în relațiile cu ceilalți, în interacțiunea cu ceilalți, pune un zâmbet pe față. Și aud deseori în programele mele de inteligență emoțională participanți care spun că, da, mie nu-mi place să mă prefac. Adică nu vreau să fiu artificial. Și am zis, uite, știai că aici, înăuntru, creierul care procesează zâmbetul nu știe când el este real, autentic și când este artificial? O bucată generează, să spunem, zâmbet, iar o altă bucată îl procesează zâmbetul și, ghiși ce, eliberează serotonină, eliberează dopamina și anumiții hormoni ai fericirii, acei neurotransmițători care, ghiși ce, iarăși, te ajută să zâmbești pe bune. Adică în momentul în care ai pus pe fața ta un zâmbet, înseamnă mai puțin de 20 de mușchi la nivel facial. Pentru o încruntare pui la bătaie aproape 40 de mușchi. Când zâmbești, creierul, bucata aia din creier nu știe că tu zâmbești fals. Și e un semnal, această mișcare combinată a mușchilor feței
transmite creierului un semnal, gata, sunt bine, mai eliberează, mai dă drumul la niște dopamină, la niște oxitocină, la niște serotonină și asta face creierul. Și te trezești zâmbind pe bune. A, păi numai că a zis Sorin o glumă la un moment dat și de-aia mi-am adus aminte de ea. Nu, nu, tu nici n-ai fi observat gluma aia. Sorin a zis-o mai devreme, dar uite, tu n-ai auzit-o atunci. Tu zâmbești abia acum. De ce? Pentru că ai făcut acel efort personal, acel efort individual de a te pune în starea în care creierul tău să lucreze la un zâmbet autentic. La urma urmelor, Brâncuș, care nu era nici coach, nici psiholog, nici trainer, nici altceva, nici cercetător în neuroștiințe, dar era un om foarte înțelept, zicea, greu e nu să faci un lucru. Greu este pui în starea de a-l face. Acolo e problema. Cătălin, dar eu vreau să fac, însă nu știu de ce, nu pot, nu-mi vine. Și apropo de ce scrie Sean Eckhart în cartea lui Avantajul Fericirii, unul dintre acele principii dezbătute aici și pe care el îl numește, mă rog, regula celor 20 de secunde, îi spune, ghemotocul acela de obiceiuri. Eu îi mai zic că atunci când vrei să-ți creezi un obicei sănătos, începe cu obiective nesimțit de simple. Stabilește un obiectiv nesimțit de simplu care creează un obicei nesimțit de simplu. Adică nu te apuci, omul ce zice? Păi, vine Revelion, anul nou, nu? Hai să-mi fac planul pentru următorul an și să vezi ce mut eu munții din loc. Și pun acolo pe hârtie cele mai îndrăznețe visuri, ceea ce nu e deloc greșit, însă asta e tot ce fac. Deci anul viitor vreau să am un venit de 1.000.000 de euro pe lună. Aia, poate exagerez un pic. De 100.000 de euro pe lună. Doar că acum cât am? Păi nu, că acum am foarte puțin, am, habar n-am, 1.000 de euro, 500 de euro pe lună. E foarte puțin. Eu nu o să ajung la 1.000.000 de euro sau la 100.000 de euro pe lună, nu pentru că n-aș putea, ci pentru că ăsta nu-mi dă voie, ăsta nu mă lasă să simt că pot. Ăsta zice, vreau, dar n-am eu mă cum în România, doar dacă fac șmecherii, doar dacă am cine știe ce relații, fac afaceri cu statul și așa mai departe. Adică voi inventa niște scuze care îmi sunt foarte familiare, niște explicații, să nu le zic neapărat scuze, niște explicații, astfel încât să nu mă urnesc către 100.000 de euro pe lună. Dacă vreau într-adevăr să ajung acolo, să-mi ating obiectivul, încep cu obiectivul ăla nesimțit de simplu. Păi care-i primul pas? Ca să ajung la 100.000 de euro, care-i primul pas? Cât ar trebui să fac pe zi? Păi cam atât. Păi cam mult pentru mine deocamdată. Deocamdată. Hai să vedem cu ce încep. Întâi vreau să fac, nu știu, am acum, ziceam, 500 de euro pe lună. Bă, următorul pas e să am 700 de euro pe lună. Nu 100.000 din prima. 700 de euro pe lună. Apoi trec la 1.000 de euro. Trec la 2.000 de euro. Și așa mai departe. Astfel încât creierul și principiul. Principiul pașilor mici. Mi-a venit exact. Așa în minte. Exact, exact, Sorin. Adică am nevoie ca întâi ăsta să se obișnuiască cu faptul că sunt omul în măsură, pardon, să facă banii ăștia. Adică, de fapt, ce? Să inducă ăstuia starea de fericire necesară ca să ajungă la acel rezultat de succes. Nu aștept să am 100.000 de euro să fac lunar 100.000 de euro ca să fiu fericit. Pentru că sincer, am cunoscut, am lucrat, am făcut coaching unul la unul cu atâția oameni, antreprenori de mare succes, la nivel social foarte bine văzuți, niște figuri, să zicem, emblematice din perspectiva afacerilor, dar care în viața personală erau foarte nefericiți. Aveau tot ce le trebuia. La un moment dat, un domn antreprenor, avea vreo în jur de 50 de ani atunci, acum câțiva ani de zile, când am lucrat și cu staful său, cu echipele sale din companie, o companie națională foarte mare, toată lumea îl vedea acolo, deci îi cunoșteam și angajații, toată lumea îl vedea ca pe omul lipsit de griji. Păi ce să îi mai trebuiască lui? Ce să nevoie să mai aibă el? Ce să-i lipsească? Ba, ne are familiare, pe noi ne tratează ca pe niște ultimi muritori. Deci, n-ai, hai să fim serioși, că omul ăsta nu-i lipsește nimic. Uite-te la el cum se comportă. Și venea într-o ședință de coaching unul la unul și plângea
la 50 de ani plângea cu lacrimi și îmi spunea: Cătălin, am impresia că orice aș face nu e suficient. Oricât de mult aș face, n-o să fie niciodată suficient. Ce rost mai are viața asta? Mai are rost să mai trăiesc? Aici aș veni eu cu o completare, o altă întrebare pe care vreau să ți-o adresez, pentru că exemplul tău este destul de elocvent, diferența dintre a avea și a fi. Exact. Da? Poți să ai mult și să nu găsești, vorba lui Viktor Frankl, să nu găsești sensul vieții, sensul existenței, iar altcineva cu mult, mult mai puțin, mergând pe ideea de a fi, da? Cine sunt eu, pentru că tot vorbeam noi înainte de material și mă ducea treaba asta cu gândul la cartea lui Alan Watts, Devino ceea ce ești, când pun accentul mai mult pe cine sunt eu de fapt, în esență, mai mult decât pe acumulare, pe a avea, îmi dau seama că lucrurile sunt puțin diferite. Exact. Exact. Exact, pentru că, de fapt, sunt trei verbe care ne definesc viața, per total așa. A fi, a face, a avea. Și asta e și ordinea firească, naturală, a acestor verbe în viețile noastre, în interiorul nostru, în devenirea noastră. Însă, oamenii învață să inverseze această ordine, să întâi zice, după ce o să am, o să fac și o să fiu. Știi ce? Nu te supăra că spun... Dar nu o să faci și nu o să fii. Pentru că aștepți întâi să ai. Nu e atât de important ce obții, ce ai ajungând în punctul B, din punctul A în punctul B. Cel mai important este ce devii pe acest drum. Ce devii din punctul A până în punctul B. Pentru că dacă ai o afacere și la un moment dat, nu știu, dintr-un motiv sau altul, o criză, te dă peste cap, falimentezi, băi, banii da, se pierd. Dar ce ai acumulat, ce ai adunat aici și aici, nu se va pierde niciodată. Important e ca tu să dublezi ce ai aici cu ce ai aici, adică să ai acea putere emoțională care să te ajute să te ridici și să știi că vei face banii ăia mai ușor decât ai făcut prima dată. Că afacerea ta, vei repune afacerea pe picioare mai ușor decât ai făcut-o prima dată. De ce? Pentru că toată experiența aceea a rămas cu tine, a rămas înăuntrul tău. Nu ți-o va lua nimeni niciodată. Apropo de Frankl, că tot aminteai de el, nu? Adică orice, ziceam, îmi pot lua cei din jurul meu, că a stat niște ani în lagărele naziste. Orice îmi puteau lua. Îmi puteau lua hrană, îmi puteau lua apă, îmi puteau lua libertatea, îmi puteau lua somnul, odihna. Mă, dar ce era înăuntru aici, ce e aici, nu poate lua nimeni. Eu decid dacă măcar fac așa sau așa. E decizia mea. Dacă clipesc de două ori în 10 secunde sau clipesc o singură dată. Măcar atât e decizia mea. Și când reușesc, spune și Sean Acker în carte, nu? Până la urmă, am nevoie să mă simt în control. Este foarte necesar lucrul acesta ca să dobândesc o stare de bine. Problema e că ajung să doresc să-i controlez pe alții mai mult decât să mă controlez pe mine. Ori cheia este să mă controlez pe mine, să-mi controlez propria stare, să lucrez la starea mea, chiar dacă ceilalți nu o fac cu starea lor, sau nu interesează de starea mea. Deci, dacă într-adevăr țin cont de ce e înăuntrul meu, ceea ce e în afară se va alinia mai devreme sau mai târziu cu ce e înăuntru. Pentru că voi începe să văd lumea altfel, mă voi raporta la ea diferit, voi vorbi cu oamenii într-un mod diferit, cu care oameni? Nu doar cu cei care îmi plac. Cu aia vorbeam frumos și înainte. Dar voi vorbi diferit, voi comunica diferit și cu cei care nu îmi plac. Cu cei care mă deranjează. Că la urmă am mai văzut mica scenă de la festivitatea Oscarilor din 2022, nu? Will Smith și Chris Rock. Oamenii s-au împărțit foarte, foarte ușor în tabere, în două tabere, unii partizanii prezentatorului Chris Rock, alții partizanii aliații lui Will Smith, care i-a fost jignită soția. Păi e adevărat că a greșit Chris Rock?
Mă, din punctul meu de vedere, da, e adevărat. Știa prin ce trece, știa care este starea emoțională, știa care este relația dintre cei doi parteneri, adică dintre Will Smith și soția lui, că nu sunt într-o relație extraordinară, trec prin niște provocări de cuplu. Poți să ratezi gluma aia, mai ales că ea nu era în scenariu. Am înțeles că nu era în scenariu. Deci puteai să treci peste, frate, nu stătea toată prezentarea în gluma respectivă. Deci a greșit Chris Rock? Cred că a greșit, da. A greșit Will Smith? Din punctul meu de vedere, mult mai mult decât Chris Rock. Când ajungi la violență fizică, acolo, asta ne declasează ca oameni. Nu, justifică nimic violența exact. Fizică. Exact, adică dacă nu ți este viața pusă în pericol în mod real, nu se justifică niciun fel violența fizică. Te ridici de pe scaun, te duci și dai lui o palmă, îl plezenești pe ăla. De ce? Pentru că emoțiile tale, maturitatea ta emoțională nu este la niște cote suficiente, să spunem, sau suficient de ridicate. Și uite așa, în loc să ne facem partizanii unuia sau altuia, să ținem bacul ăla, bacul ăla, că am postat și eu pe Facebook la un moment dat chestia asta și oamenii imediat s-au împărțit, ăla avea dreptate, ba nu ăla avea dreptate. Societatea e divizată și polarizată mult de tot. Exact. Dacă vrem într-adevăr să ne evaluăm propria inteligență emoțională, facem un pas în spate, fac un pas în spate, mă refer la mine, fac un pas în spate, privesc la cei doi, privesc la secvența aceea și mă întreb, ok. Devin observator, doar un observator, fără să judec. Exact. Este poziția perceptuală, a treia poziție perceptuală, de observator. Ea este cea care te poate apropia de obiectivitate, să zicem, sau de o acțiune obiectivă, cât de cât, că e greu să fim obiectivi ca oameni. Nu ne permite creierul și asta este. Dar ne putem apropia, ne putem îmbunătăți răspunsul. Aș vrea să ne întoarcem la Sean Eckhart și la carte și să spunem faptul că el expune în această carte cele 7 principii esențiale. Unul dintre aceste principii l-ai menționat tu mai devreme, o să le reiau eu. Principii care ne ajută să demontăm unul dintre cele mai dăunătoare, aș putea spune, mituri ale culturii contemporane, ale culturii moderne, și anume faptul că oamenii vin pe lume cu un set prestabilit de abilități care nu pot fi schimbate. Și am să le enumăr. Avantajul fericirii, principiul de bază care presupune reeducarea creierului, punctul de sprijin sau pârghia, efectul Tetris, cercului Zoro, care ne învață să ne concentrăm pe sarcini mici și ușor de gestionat, regula celor 20 de secunde pe care am amintit-o tu mai devreme, care ne propune să nu cedăm tentației de a urma calea minimei rezistențe, investiția socială, iată principii de funcționare, principii care ne ajută să gândim pozitiv și să avem cumva o atitudine pozitivă și să ne obișnim, să învățăm creierul cu treaba asta, să avem o atitudine pozitivă despre viață, ce vorbeam noi înainte, de a vedea jumătatea plină a paharului și nu jumătatea goală. Cum ne putem educa sau reeduca mintea, creierul, pentru a atinge această stare de bine, această stare de fericire? Acum, Sorin, cred că sunt niște aspecte foarte mici, dar foarte importante, care ne ajută în direcția aceasta, în sensul în care, în loc să mă gândesc, păi, dar ce mă pot să fiu dacă mă doare, dacă sufăr, dacă m-a deranjat? Nu e normal să uite, să mă simt așa? Ba da, să te simți așa, e normal. Să reacționezi plesnindu-l pe ăla de pe scenă, nu mai e normal. Acolo e ceva, adică, uite-te și tu, câți au făcut-o, au mai făcut așa ceva? N-a mai făcut-o nimeni. Deci e clar că și tu te-ai putea abține. Mai ales că ești om în toată firea, nu? Ideea este să pornesc de la niște, așa cum spuneam, de la niște aspecte din astea de cercul lui Zoro, de care spuneai mai devreme. Adică lucrurile din alea care nu mă, pentru ce ziceam eu mai devreme, ce povesteam mai devreme, are legătură inclusiv cu cercul lui Zoro, adică obiectivele acelea nesimțit de mici. Băi, dacă vreau să, nu știu, să alerg câte 5 km pe zi,
sau să merg la sală, habar n-am, de 3 ori pe săptămână, e greu de crezut că nefiind un specific această activitate, eu chiar voi merge 3 ori pe săptămână la sală a la lung. Merg 2 săptămâni și mă satur. Că dacă eu n-am mai făcut asta sau mie nu îmi este familiar. Și atunci cu ce încep? Cu o flotare pe zi. O flotare pe zi, un obiectiv nesimțit de simplu. Băi, fă chestia asta, n-ai cum. Dacă seara te-ai pus în pat și îți dai seama că ai uitat să faci flotarea, mă, în momentul ăla te poți ridica și faci o flotare. E o flotare. N-ai cum să spui, a, n-am, mi-e greu, n-am timp, sunt foarte obosit. Nu, e o flotare. În momentul în care te pui în postura respectivă, nu te oprești la o flotare. De cele mai multe ori, nu te oprești la o flotare, oricât de obosit ai fi. Pentru că ăsta este, de fapt, raționamentul. Zice, pune-te în starea de a face. Vrei să alergi? Păi, și nu-ți vine, n-ai chef astăzi? Păi, îmbracă-te în trainingul ăla și pune-ți Adidas în picioare cu care alergi de obicei și stai așa prin casă. Și e mai probabil să ieși la alergat din postura deja de alergător, să zicem, decât, nu e ca și cu uniforma. Când te îmbraci într-o uniformă de polițist, începi să te simți polițist. Dacă vrei, are cumva legătură cu ce? Cu Tetris, parcă, sau cu ce povestește Sean Acker în carte. Apropo de jocul video, pe care îl tot jucase o noapte întreagă, da, și dimineața, acolo furase mașini în jocul respectiv, fura mașini de poliție, primea bani și așa mai departe, iar dimineața era gata să deschidă o mașină de poliție, să plece cu ea. Adică e chestia aia, mintea se duce într-o direcție, trimite-o tu puțin câte puțin. Jocul ăla a intrat atât de mult în mintea lui, încât era, așa cum spunea și nu glumea, era, spune că e un caz real specific, asta e o poveste reală, era gata să-l facă să deschidă ușa mașinii de poliție în care se afla și un polițist la volan. E, asta trebuie să faci. Pune-te în situația, îmbracă-te în treningul de alergat. Așează-te în poziția de flotări și fă o flotare și o să vezi că faci 3, 4, 5, 10. Chiar dacă ești obosit, zici, mă, dacă tot m-am așezat, dacă tot m-am dat jos din pat, dacă... și așa mai departe. Putem lua orice alt exemplu. Putem da orice alt exemplu. Vreau să fac bani aia mulți. Bă, trebuie să încep cu bani puțini. Trebuie să cred că față de cât câștig acum, pot să câștig cu atât mai mult. Nu dublu. Chestia că să-mi dublez venitul într-o lună, nu e dacă ăsta nu e pregătit și nu din punct de vedere al IQ-ului, al inteligenței academice, ci din punct de vedere al inteligenței emoționale. Dacă tiparele mele emoționale nu mă lasă să cred că pot, așa cum zice și Sean în carte, eu nu o să fac nimic în sensul respectiv. De ce? Pentru că eu mă aștept să eșuez. Eu mă aștept să nu pot. Și ce spunea Ford cu atâția ani în urmă, un secol și ceva în urmă, zicea, dacă tu crezi că poți, așa e. Dacă tu crezi că nu poți, așa e. Da, ești cumva, cum spuneai tu, constrâns, să spunem, de niște tipare mentale, de niște credințe limitative, de niște convingeri limitative care, iată, nu îți dau voie să-ți obișnuiești și să-ți înveți creierul cu acest verb, pot. Exact, exact. Pentru că m-am obișnuit este, cum o mai numește psihologia, neputința învățată. E vorba de neputință învățată. Nu ești în stare să, nu o să ajungi niciodată nimic în viață dacă nu mă asculți, dacă nu faci aia, nu ești cu minte, o să se ducă totul naibii și așa mai departe. Și atunci eu mă obișnuiesc cu acest nu pot și voi zice, ok, mă voi conforma la nivel, inclusiv la nivel de acțiune, de activitate. De ce să mai fac dacă oricum nu pot? Dacă fac prost. Mă mai fac și de râs, mai pierd și timpul, mai pierd și energie. Când cei care, de fapt, cei care reușesc, cei care sunt fericiți, fac, chiar dacă nu reușesc să ajungă în punctul B, bă, dar vor fi un pic mai în față decât unde erau în punctul A. Adică se vor vedea cumva mai în față, vor avansa măcar puțin. Și asta îți dă o satisfacție, că uite mă, că am făcut totuși ceva. Sunt mai bun astăzi decât ieri. Ceea ce nu este o minciună, nu e o iluzie. De aceea, fericirea aceasta, starea de bine, se creează. Se creează,
Iarăși că vorbește și Sean în carte cu ajutorul mediului. Ajută-i pe alții, că pune-te într-un mediu în care oamenii cresc, în care oamenii, la fel ca și tine, își doresc și fac ceva pentru a fi fericiți, sau în care oamenii sunt deja fericiți. E una dintre cele mai mari greșeli și cu copiii, și lor le spun asta. Chiar ieri, unor copii de clasa a șasea, cu ei vorbeam despre lucrul ăsta. Una dintre cele mai mari greșeli pe care le facem ca oameni. Întrebăm cum se ajunge acolo pe cineva care n-a ajuns niciodată acolo. Păi de unde să știe omul ăla că nu știe că dacă el a ști cum se face, nu știu, 1 milion de euro, nu ar fi făcut banii pentru el întâi? Ar fi așteptat să-l întreb eu și să-mi spună mie, uite, fă milionul așa și el să rămână în continuare cu salariul minim pe economie? Nu, pur și simplu, e un om respectabil, e un om muncitor, dar nu are acel rezultat. Nu mă poate învăța pe mine cum să-l obțin. Doar Correct. Cineva care a obținut acel rezultat îmi poate arăta și mie o cale, una dintre ele. Deci cumva mesajul ar fi: molipsește-te de fericirea și de succesul celorlalți. Exact. Stai pe lângă exact. Oameni care au experimentat starea de bine, fericirea și de asemenea succesul. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Cătălin Stoica, profiler și coach cu expertiză în inteligența emoțională, mindset, neuroleadership, comunicare și fondatorul proiectului Academia de Bine. Pe Cătălin îl puteți găsi pe cătălinstoica.org. Astăzi am vorbit despre starea de bine, despre fericire, pe marginea cărții lui Sean Eckhart, Avantajul fericirii, de ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți, o carte, o noutate editorială în portofoliul editurii Herald. Încă o dată mulțumiri, Cătălin, vă mulțumim și dumneavoastră că ne urmăriți ca de fiecare dată. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă, plină de fericire și succes și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere!